Mamă, pe ce n-ai vrut mă suche în salvarea? Tu nu vezi cum mă chinui aici? Vrei să mor? Dar de ce te chinui tu, mă, așa tare, mă? Du-te și fă curat pe afară, că a făcut nenorocirea alea pe acolo. Păi dacă nu știi aia, mă, aici, tu-ți dai seama? Ce mă să-mi dau seama? Păi tu nu știi, mă, că mie mi-e frică de bebeluși? Dar de ce ți-e frică ție, mă, de bebeluși? Că plânge! Și? Și ia lasă-mă mai bine, asta mai bine zi-mi tu mie, câți bani ai făcut cu micii aia, da? Că a fost ideea mea să facem restaurant japonez și dacă nu eram eu cu restaurantul japonez, nu mai vindeai toți amici. Hai, jumata mea. Ia uzi al dracu, păi și eu cârnați aia și micii din ce bani crezi că i-am luat, a? Păi și cine i-a făcut, mă, la grătar? Ai stat în fum, n-am stat eu la grătar? Hai, dacă mai am puțin și fac 100 de euro și plec, după aia nu mă mai vezi. Unde pleci? Mă duc și eu în Spania și în Italia. Păi ce faci tu acolo? Păi tu nu ai auzit, mă, pe alea câți bani câștigă, mă, că ia 3000 de euro pe lună, mă? Deci tu îți dai seama că ele se trezește la 2 și începe munca abia la 6, mă. Păi ce, eu nu pot? Păi tu poți, dar e sigur că asta vrei? Da, bravo, mă, păi la banii aia și la programul ăla, fac! Bă, Panarama, tu n-ai fost atent ce ai zis alea că faci acolo? Ce face, mă, stă degeaba, tu n-auzi că se trezește la 2? Se trezește la 2 și începe munca la 6! Bravo lor! Păi și de ce crezi tu că se trezește el la 2, mă? De ce, mă, e? Bă, prostule, că muncește noaptea și că e obosite, de-aia se trezește la 2. Așa și? Așa și? Bă, tu n-ai fost atent aici aia care trebuia să nască de totul la ce face el acolo și la ce firmă lucrează? E firmă serioasă, mă, tu îți dai seama, dacă le dă 3000 de euro pe lună. Auzi, dar eu știi ce nu știu eu și n-am zis alea. Banii ăștia 3000 de euro îi ia în mână? Ce, mă? Adică îi bagă pe card sau îi ia în mână banii? Îi ia după noptieră Panarama, dracu, care ești. Că ele lucrează la o firmă de asta unde le ține aia în curugol și le întoarce clienții pe ce parte vor, n-ai înțeles tu? E foarte bine, mă. Că dacă e firmă serioasă, trebuie să dea clienții banca lumea. Și ce, mă, dacă le ține dezbrăcate? Ce crezi, că nu o fi cald pe acolo? Și dacă le e fric, face foc, nu? A, că ești prost. E... A, ce bine că ai venit. Că să te-am așa, că pe ace, că nu știam. Ia zi, ce e, băiat sau fată? Ca să știm și noi. E băiat. Dar n-a născut Michi. A născut Nela la 7 luni. Eu, spui și aia de țipa că i s-a rupt apa, că nu știu ce? Aia a făcut numai pipi pe ea și a trimis-o înapoi salvarea acasă. Și când a ajuns acasă, a început iar să se încaiere, a început să se vaiete Nela, am chemat iar salvarea, dar acum m-a sunat Stella și mi-a zis că toată lumea e bine. Și mama și copilul. Mai bine, eu nu de asta am venit să vă vorbesc. Știți că Stella avea o geantă? O mai aveți pe aceea? Da, am aruncat-o eu, că când v-ați bătut voi geanta cu unghiile pe ele, a zgriat-o de draci, a luat-o și am aruncat-o la tomberon. A, da? Mm-hmm. Ce rău îmi pare. Că știi ce voiam? Mm-hmm. Voiam și să mă duc în străinătate să lucrez la o firmă de aia de-a lor, mm-hmm, în Spania sau în Italia. Că pe aici m-am cam plictisit și nu mai am ce să fac și ci că se și câștigă bine. Dar voiam așa să mă duc cu o geantă de firmă, că eu așa agențian, că ai văzut. Dar n-am una așa mișto, știi? Vrei să te duci și tu în Italia și în Spania? S-a activat prostul, fii atent. Dar cine mai vrea să se ducă? Eu! Dacă vrei, mergem amândoi! Deci nu mergem amândoi, mergem separat, da? Și zi-mi exact unde te duci, pentru că chiar nu vreau să merg în același loc cu tine. Uite, bola el. Eu vreau să mă duc în Italia. Ce, mă? Deci eu vreau mai mult în Italia, da? Deci dacă vrei, Dorele te duce în Spania, da? Ce vorbești, mă? Păi eu am zis primul că vreau în Italia. Deci Dorele nu mă enerva. Dacă vrei, te duci în Spania. Dacă în Italia, eu chiar vreau foarte mult să mă duc acolo. Ia uzi, mă, acum faci tu mie programul unde să mă duc eu, în Spania sau în Italia? Da, fac programul pentru că eu chiar vreau să mă duc în Italia, dar și tu n-ai ce să cauți în Italia, te duci în Spania la tine acolo. Ce vorbești, mă, dar ce e Italia ta să mă duc eu în Italia când vrei tu? Da, da, e că poate Italia mea, deci dai stai că te prind prin Italia, te cășun cu bătaia. Bă, vezi că tu măcar copiez pe mine, mă. Deci, bă, dar când vreți, mă, să plecați acum? Nu, mâine. Păi și atunci de ce nu ieșiți voi afară să dezbateți mai mult, să vedeți cum faceți cu drumul, cu autobuzul, ce vă luați de mâncare, ce vă îmbrăcați? Ia ieșiți afară, hai! Deci fii atent, tu te duci în Spania și eu mă duc în Italia, da? Deci Dorele n-auzi că eu mă duc în Italia și tu te duci în Spania? Bă, dar nu ți-am zis, mă, că eu vreau să mă duc în Italia primul și după aia te duci tu în Spania? Bă, dar ce să cauți tu în Italia primul, mă, e de că mă duc eu prima în Italia, da? Te bă, duci în Spania, hai, pa! Bă, ia, ia că mă enervezi tu și eu nu mai vreau nicăieri, na, ia de așa, stau aici. Ia uite, bă, am găsit poșeta. Bă, nu-i dai nicio poșetă. Ia nu-i că v-ați dat poșeta. Nu-i dai nicio poșetă, bă. Ia uite, bă. Ia poșeta. De ce te-am dat? Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și stai cu ochii țintă pe Las Fierbinți.